Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu suntem mulți la început, dar lumea se va strânge pe parcurs. Începem maratonul lansărilor grupului Humanitas din ultima zi a acestei ediții a Târgului Bookfest cu un scriitor de primă mărime din America Latină. Este pentru prima oară când îi s-o traduce o carte în limba română. Mai bine mai târziu decât niciodată. Ricardo Pilia, argentinianul Ricardo Pilia, este tradus peste tot în lume, este tradus în peste 30 de țări, este cel care a primit numeroase premii naționale și internaționale. Romanele sale au fost transpuse pe peliculă. El s-a născut la Buenos Aires în 1940 și despre el s-a spus că este, poate, cel mai important scriitor din America Latină de după perioada majoră a lui García Márquez. A studiat la Universidad Nacional de La Plata, după absolvire a fondat mai multe reviste literare, a lucrat în domeniul revistelor și domeniul editorial mai mult de 10 ani, a introdus în Argentina o serie de autori noir care s-a bucurat de mare succes în toată America Latină, serie Negra, în care au apărut în traducere Dashiell Hammett, Raymond Chandler, David Goodis și Horace McCoy, printre alții. A predat mult timp la universități din Argentina și din Statele Unite ale Americii, în special la Harvard și la Princeton, deci numai la universități din Ivy League. A publicat până în prezent 5 romane, toate traduse masiv, 3 dintre ele transpuse cinematografic. De asemenea, a semnat multe volume de proză scurtă. Poate la un moment dat o să facem o antologie și din proza lui scurtă, care este pe măsura romanelor. A primit foarte multe premii literare. Probabil despre aceste premii vă va vorbi Alina Cantacă Cuzino, care este traducătoarea de excepție a acestui roman. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Ioanei Bâldea Constantinescu, jurnalist marcant, emisiunile ei de la Radio România Cultural vă sunt bine cunoscute, de asemenea un prozator, o prozatoare de fapt, care are mare succes cu primul roman publicat la editura Humanitas. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Am să încep un pic compensiv prezentarea acestei cărți. Mie mi-a plăcut într-adevăr foarte mult cartea, dar m-am urmărit foarte tare cât timp am citit-o. O imagine în jurul căreia recunosc că mitologizez cu foarte mare plăcere. În 1957 la Paris, unde e foarte ușor să te întâlnești în general cu celebrități, s-au întâlnit două mari continente literare, aș spune. Există o amintire foarte frumoasă a lui Márquez, care era famelic, locuia la Paris pe vremea aceea, scria colonelului, nu are cine să-i scrie, și care, mergând așa, învăluit total în gândurile lui, imersat în lumea lui, într-o dimineață pe Bulmiș spre grădina Luxemburg, l-a zărit pe Hemingway. Hemingway era la braț cu Mary Welch, era destul de rubicont la momentul respectiv, îi mergea foarte bine și era un mare star. Hemingway era, Márquez era nici măcar, să spunem, la un timid început de drum. El povestește că a fost atât de copleșit deopotrivă de emoție și de entuziasm când l-a văzut, încât singurul lucru pe care l-a putut face a fost să înceapă să-și agite brațele semi-isteric de pe partea cealaltă a străzii și a strigat "Maestro!". Iar Hemingway, un maestru îți poate răspunde la Paris pe stradă, cam din orice colț, dar Hemingway s-a simțit vizat în momentul acela, s-a întors și a spus pălăria, a făcut o reverență foarte tânărului său confrate, despre care evident nu știa cine este, și s-au salutat gestual, fără să aibă nevoie de un teritoriu lingvistic, într-o întâlnire care peste ani și doar în memoria unuia a devenit absolut epocală. Cam așa se întâmplă în
cartea aceasta în care se întâlnesc, aș spune, pe toate palierele, lingvistic, literar, ca materie sensibilă și ca motive două lumi, literatura anglo și literatura hispano-americană. O să rezist cât se poate de mult tentații de a vă povesti din carte, pentru că sunt multe cărți în cartea aceasta. Este un roman universitar care va fi un deliciu realmente pentru toți filologii. E un roman în care de la Berdiaev la Paul de Man, inclusiv cu flagelarea lui Paul de Man și cu un fel de cădere a deconstructivismului, găsiți o mulțime de lucruri. Vedeți un unghi al literaturii ruse care se imersează între aceste două lumi culturale fantastice. Dar am să mă rezum la o imagine care mie îmi place foarte, foarte mult. Tânărul profesor universitar care va deveni și un fel de personaj reflector al unui roman polisie ceva mai încolo, este invitat la un moment dat acasă la un specialist în Melville, care va juca un rol destul de important în carte. După ce au o conversație titrată, literară, elegantă, frumoasă, politicoasă, este invitat în subsolul casei. Și în subsolul casei acest specialist în Melville crește un rechin alb. Rechinul acesta alb tranzitează cumva toată această carte, toată această țesătură de obsesie, aș spune, pentru că e vorba de marele Moby Dick, de acea white whale a literaturii americane, care își face loc în cartea aceasta, în literatura hispano-americană. Și felul în care construiește pilia, aceste întâlniri, aceste întretăieri de apă, mi se pare absolut fabulos. Tentația foarte mare pentru mine și cred că în general pentru un filolog este să te uiți la cartea aceasta cum te uiți la o fațadă pe care se întâlnesc mai multe stiluri sau la un perete pe care se întâlnesc, știu eu, mai multe semnături din lumea graffiti-ului. Cauți, știu eu, ogiva și Volta și Cupola, cauți goticul cumva trântit realmente de romanic și îl cauți pe Pansy în spatele altor semnături anonime. Dar acesta este un palier absolut superficial care te fură într-adevăr și căruia odată ce îi reziști, cred că reușești să decojești un concept foarte interesant, acela al teroristului intelectual care este lansat în această carte. Veți vedea, cum vă spuneam, este un thriller, este un thriller polițist. Și undeva acolo este un terorist, un criminal, care este un foarte fin intelectual. Imaginea aceasta, felul în care construiește pilia acest personaj, e halucinant de frumos, la un anumit nivel. Și pentru că nu vreau să vă spun mult mai multe și pentru că veți auzi cu siguranță lucruri mult mai interesante despre carte, am să vă mai evoc o imagine care la fel îmi place foarte mult și care face parte din tușele de mare creator al lui Pilia. La un moment dat, într-un parc, are o conversație cu un băiețel. Băiețelul se teme foarte tare de păsări. Sunt foarte multe, oricum foarte multe trimiteri spre lumea filmului. Sunt multe trimiteri spre Hitchcock și nu neapărat spre păsările, sunt trimiteri spre Rear Window, dar spre foarte, foarte alte multe producții cinematografice. Dar acolo se întâmplă un lucru foarte fin, foarte foarte omenesc și foarte frumos. Este o explorare a adultului și a copilului deopotrivă, a fobiilor care ne fac cine suntem. Nu suntem făcuți doar din preferințe intelectuale, din ideologie, așa cum se întâmplă în cartea aceasta, din vecini și reacția sau lipsa noastră de reacție la ceea ce se întâmplă social, la glisările acestea pe care veți vedea personajul le are frecvent, din cartea pe care o citește, din autorul pe care îl studiază, Hudson, care se întâmplă să fie și el un schizoid, un scindat de William Henry și Guillermo Enrique. Ei bine, suntem făcuți din lucrurile care ne tulbură. Copilul își mărturisește adultului, un adult pe care nu-l cunoaște, temerile pe care nu îi le poate spune tatălui, pe care nu îi le poate spune, în general, celui care îl cunoaște mai bine. Suntem toți avizi de lucrul acesta, să ne mărturisim, într-un fel, ceea ce ne bântuie. Cartea întreagă mi se pare construită în jurul acestui lucru și este un edificiu prin care sper că vă veți plimba cu foarte mare plăcere, pentru că aveți o mulțime de pilide, de coridoare, de uși care se vor deschide și de ferestre care vă duc intertextual în alte lumi și în alte cărți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Ioana Bordea Constantinescu. Cred că deja ai suscitat interesul publicului pentru carte. Alina Cantacuzino. Alina Cantacuzino este unul dintre cei mai buni traducători din spaniolă în română. Are la activ mari autori. Iată, ea a ales
această carte. Ea a ales acest autor și îi mulțumesc foarte mult pentru că era momentul ca Ricardo Pilia să intre în literatura română pe porțile mari din față, așa cum intră prin traducerea Alinei Cantacuzino. Bună ziua și mulțumesc pentru cuvintele frumoase. A fost realmente un privilegiu să pot traduce Ricardo Pilia, mai ales că întâlnirea mea cu scriitura lui Ricardo Pilia are deja o vechime considerabilă. Se întâmpla ca în 1992, frecventând biblioteca Casei Americii Latine de la București, să găsesc în mod cu totul neașteptat un roman extraordinar, care după aceea m-a făcut să întreprind un fel de călătorie chiar detectivesc, așa cum mi se întâmplă și lui Pilia, și să văd ce se întâmplă în literatura argentiniană din perioada respectivă. Este vorba despre Orașul absent al lui Ricardo Pilia, romanul despre care vorbesc, și din această lectură s-a născut o călătorie la Buenos Aires. Înainte de a merge la Buenos Aires, am avut o corespondență destul de extinsă cu Ricardo Pilia, care era extrem de bucuros că în anii aceia, când era destul de puțin tradus în Spania, încă nu ajunsese să fie cunoscut, fusese tradus în engleză și cred că se pregătea tocmai o traducere în franceză, a fost plăcut surprins că cineva din România aflase despre el și mai mult, chiar încerca să-l traducă. Am să mă opresc aici relatându-vă un episod oarecum comic, pentru că am realizat călătoria la Buenos Aires, însă Pilia exact în acel moment a trebuit să plece mai devreme la Princeton și această întâlnire față în față nu s-a mai întâmplat. Întorcându-mă la carte, așa cum spunea și Ioana mai devreme, sunt o mulțime de învelișuri care trebuie date la o parte din structura romanului și teama mea majoră atunci când am făcut această traducere este că voi scăpa unul dintre ele și că nu voi descifra corect ceea ce el încearcă să ne transmită. Nu sunt convinsă că descifrarea mea realmente s-a produs. Sper să nu fi omis foarte multe și dacă asta s-a întâmplat, cer scuze. În timp ce traduceam, am făcut aceeași muncă detectivistică pe care Pilia o face de altfel în toate romanele lui, începând cu Respirația artificială, pe care el îl intitulează un roman făcut din ghilimele, în spaniol ar fi citas, pentru că tot ceea ce pune în gura personajelor sale sunt citate literare, cumva ca să scape de cenzura și de violența în care scria aceste lucruri în Argentina acelor timpuri. Această plăcere a ghilimelelor, de data asta nepuse, am regăsit-o și în calea Ivei Brown. Și atunci, sigur, că am vrut să văd ce se întâmplă în spatele vecinei rusoaice, despre care vorbea Ioana Constantinescu, și cred că este vorba, de fapt, de o contopire între Nina Berberova, pe care Pilia a cunoscut-o la Princeton, și chiar au fost vecini, și Constance Garnett, care este marea traducătoare a lui Tolstoi și a lui Dostoevski în engleză, chiar a tradus tot. Există, de altfel, o conversație imaginară, presupun, dat fiind că Roberto Bolaño a murit în 2003, între Roberto Bolaño și Ricardo Pilia, în care se întâmplă ca în 2011 Pilia să vorbească tocmai despre gestația acestui roman. Și se referă amândoi la Hudson, scriitorul anglo-argentinian,
Bolaño îi aduce ca argument faptul că Hudson nu este chiar unicul caz din literatura argentiniană, că același lucru i s-a întâmplat și lui Vicente Huidobro, care a scris în franceză înainte de a scrie în spaniolă. După aceea avem în contemporaneitatea argentiniană cazul lui Alberto Manguel. Cred că multora dintre dumneavoastră vă este cunoscut. Și, așa cum spune și Simona, Borges. Sigur că ei cu toții se hrănesc, sper să nu greșesc foarte mult și să nu fac o nedreptate, din Macedonio Fernandez, care este marele teoretician al literaturii argentiniene din secolul 20. Și o altă identificare pe care, asupra căreia nu o să insist, că veți face cu siguranță dumneavoastră cititorii acest lucru, este cea lui Una Bamber, care este modelul pe care Biblia îl folosește pentru crearea personajului central din roman. Sigur, sunt foarte multe lucruri despre care aș putea vorbi. Din punct de vedere al traducerii, n-a fost ușor, dar a fost un chin dulce și o relație de iubire-ură cu acest autor în timp ce l-am tradus și sper să nu rezulte decât iubirea atunci când veți citi cartea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Alina Cantacuzino! Și acum să ascultăm pe Simona Sora, critic literar, specialist în literaturile de limbă spaniolă și nu numai, autoarea unei cărți formidabile despre traduceri, romancier deja notoriu, Simona Sora. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o imensă bucurie și aproape un șoc că îl văd pe Vivian în românește. Și șocul ar fi continuat dacă n-aș fi cunoscut-o atât de bine și de mult pe Alina Cantacuzino, am fost colegă de grupă la spaniolă, și dacă n-aș fi știut cât de tenace este atunci când iubește un autor. I-a reușit o traducere minunată, care este așa cum e Pilia în spaniolă, așa e și în românește. Voi ține să-i spun asta și lui Cuția. Și dacă n-aș fi știut cum este Denisa Comănescu atunci când vrea să publice o carte de calitate. Cred că din întâlnirea lor superbă s-a născut această traducere și avem în românește pe cel mai important scriitor argentinian. Nu mă feresc să o spun, există câteva note la acest cel mai mare, cel mai bun, pentru mine este știindu-i pe ceilalți doi și nu dezvolt pentru că avem câteva minute să vorbim despre Pitia. Ce e de spus? Eu am aflat pentru prima dată de existența acestui mare scriitor, de fapt hispano-american, cu ocazia unui premiu, premiul Phil de la Guadalajara, când el era preferatul, vedeta. Pentru că acolo, știți, sunt nenumărați scriitori foarte buni, foarte importanți, fiecare în țara lui. Problema asta este o problemă politică. În momentul când pui problema cu cel mai important scriitor dintr-o țară, din Hispano-America, intervin mii de alte lucruri. Mie, în momentul când am fost în acel juriu, mi s-a recomandat toate cărțile lui Piglia, toate cele 5 cărți. Le-am citit ca pe apă, cu o dedicație extraordinară, pe toate, în afară de această carte pe care am citit-o doar în românește. Este, cum vă spun, cel mai important scriitor, iar felul în care el se raportează la întreaga tradiție literară e un subiect care e mult mai bine să fie scris decât vorbit. Al doilea moment în care am aflat despre Biblia, pe care vă recomand, e o experiență pe care vă recomand să o faceți, este momentul în care am ascultat conferințele lui despre Borges. Asta ar fi o minune dacă o editură din România, dacă cineva din România ar putea să reia conferințele, cele 6 conferințe ținute la Princeton de Piglia și le-ar putea aduce pe un CD, eventual subtitrat și tradus în românește. E o minune. E cineva care înțelege în secolul 21 ce înseamnă literatura mare și ce înseamnă literatura de consum. Le pune față în față și din asta rezultă pentru noi toți o înțelegere dinăuntru, dar și din afară a acestei literaturi. Al treilea moment în care am auzit despre Biblia a fost momentul, scandalul de la Salon de Livre 2013, în care el a refuzat să vină. A fost înjurat, atât de tare înjurat în acel moment, încât
din biografia lui au ieșit la iveală tot felul de lucruri, mult mai soft decât se așteptau cei care l-au denigrat. Asta a făcut o publicitate enormă în toată Europa pentru cărțile lui Pipia, care funcționează încă și pe dâra căreia am putea să scoatem brusc încă două cărți, măcar Plata Chemada și La Ciudad Ausente. Sunt cărți esențiale, sunt cărți fundamentale pentru devenirea literaturii în secolul 20 și secolul 21. Faptul că a apărut la Humanitas îi aduce deja lui Pipia și cărților lui o vizibilitate pe care o merită. Cartea despre care vorbim acum este, cum spunea Ioana Bâltea Constantinescu, un thriller, se citește ca pe apă și vă aduce în acel loc în care scriitorul, nebăgat în seamă de nimeni și uitat de cititorii săi, e în stare să omoare câțiva oameni ca să fie citit. Nu pot să vă spun mai mult, dilema care se pune este dilema terorismului actual, în mijlocul căruia trăim cu toții. E terorismul care ne poate lovi în orice moment, indiferent unde suntem, dar iată că, literar vorbind, ne poate lovi chiar și într-un loc atât de bun cum e editura Humanitas în acest moment. Și prins. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați dămut invitatelor mele. Romanul se poate citi pe mai multe paliere. Îl putem lua ca un thriller, ca un road movie, îl putem lua ca un roman de campus, e o satiră a campusului universitar american. Princeton nu este vizat, bineînțeles, pentru că acolo a stat și a predat mult timp Pipia. Și în același timp e o fascinantă poveste de dragoste și a urmărilor tragediei care se întâmplă asupra personajului principal, care, Pipia nu a spus lucru ăsta, este un alter ego al autorului. Vă mulțumim, nu plecați! Urmează Iuda de Amos Oz cu fica lui Amos Oz, Fania Oz, cu Gabriel Miceanu, cu Tania Radu, cu Ioana Părbulescu.